Să vă dea Dumnezeu micheți, că mi dați înapoi la pe ea. Încă 50 de ani, nu-i plătiți. Și să-l susțineți pe Florin Tătaru, astfel încât vom avea șansa de a fi reprezentați în Parlamentul României cu cinste, bun simț și eleganță de un politician plin de perspectivă, responsabil, onest și preocupat de problemele comunității. Uniunea Social-Liberală. Partidul Social-Democrat, Partidul Național-Liberal și Partidul Conservator. Învingem! Uniți suntem puternici! Florin Cristian Tătaru, deputat! În piață se află copreședinții Uniunii Social-Liberale, domnul Victor Ponta și domnul Crin Antonescu. USL! USL! Învingem, uniți, suntem puternici! Doamnelor și domnilor! Ați anticipat ceea ce voiam să vă spun în continuare. Nu prin grație divină, ci prin votul nostru, prin votul celor care l-au votat, compatrioții noștri, a considerat că România are prea multe vapoare și le-a vândut. A considerat, cum se amintea aici, că bugetarii sunt prea mulți și îi dă afară. Care consideră că tinerii României și cei mai buni sunt liberi să plece dacă nu le convine. Care nu pierde nicio ocazie să tot învinuiască pensionarii
că sunt prea mulți și că trăiesc prea mult. E timpul să ne întrebăm, într-o manieră liberală, să-mi permită colegii social-democrați, oare dacă eu tocmesc pe cineva să aibă grijă de avutul meu, îl pun acolo, administrator, și ăla începe să mă mintă, ăla începe să mă fure, ăla începe să-mi spună că am prea mult și să mă intaie, oare nu-l dau afară? Oare ce sunt domnii Băsescu, Boc, Utrea și așa mai departe, decât oameni pe care adevăratul proprietar și patron al acestei țări, care este poporul român, i-a pus acolo să administreze? Ei bine, ne mint, ne fură, ne înșală și ca atare trebuie să facem ce face orice om care ține la avuția și la onoarea lui. Să-i dăm afară. Asta începe duminică la Baia Mare prin alegerea lui Florin Tătaru. Doamne ajută! La mulți ani tuturor mariilor! La mulți ani tuturor mariilor și marianilor! Stimați prieteni, a fost un moment deosebit. Toți cei de aici avem multă încredere în dumneavoastră. Vă rog și pe dumneavoastră să aveți totală încredere în noi. Responsabilitatea votului este uriașă. România are nevoie de exercițiul acesta democratic. Pentru noi este extraordinar de important că totul începe din Baia Mare. O vecină aduc în Baia Mare și în celălalt localități în acest colegiu este prima pyramidă la construcția unei românii care are televiziune. Avem șansa să fim partea acestei construcții. Florin Cristian Tătaru, un vinge!